Guvernul României, premierul, declarații acum ce măsuri se adoptă pentru protestatari. Pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina la culturile înființate în toamna lui 2022. Compensația pe fiecare întreprindere agricolă nu poate depăși suma de 280.000 de euro. Estimăm peste 162.000 de beneficiari și un efort bugetar de aproape 250 de milioane de euro, sumă deja prevăzută în buget. Fermierii noștri merită din plin această compensație. În plus, mi s-a părut de bun simț și cererea de echivalare a permisului auto la categoriile B și B1 pentru a conduce tractoare. Așa că o vom legifera astăzi. Totodată, rezolvăm și problema utilajelor agricole, extinzând excepțiile de la matriculare și inspecție tehnică periodică la categoria vehiculelor lente. De asemenea, Registrul Auto Român va putea efectua ITP-ul la vehicule agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediu ferm. Rezonabil este să nu-i pui pe fermieri să-și ia utilajele din câmp sau pădure și să meargă la reare, ci să fie exact invers. Mai avem în prima lectură o măsură importantă, amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectați de seceta din 2023. Sprijin total această măsură și știu că se lucrează împreună cu Banca Națională, cât și cu un întreg sistem bancar și Consiliul Concurenței, pentru a găsi cele mai potrivite formule tehnice. Sunt convins că finalizăm foarte repede și această schemă de ajutor pentru fermierii afectați. Sprijin total măsura și în domeniul transportului, unde avem câteva ordonanțe și hotărâri de guvern, agreate împreună cu reprezentanții transportatorilor. Astfel, modificăm modul de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierelor și stabilim limite conform legislației europene privind toleranțele pentru depășirea greutății camioanelor. De asemenea, clarificăm și elementele importante convenite cu transportatorii privind efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor lente și atestarea profesională a personalului de specialitate din transportul rutier. Corelăm dispozițiile privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale cu normele internaționale. Concret, abrogăm limita de despăgubire în cazul contractului național după modelul unei convenții recunoscute la nivel internațional CMR, iar limita de despăgubire va fi stabilită prin voința părților exprimată în contractul de transport. Cred cu tărie că așa reintrăm într-o logică economică. Venim astăzi și cu dispoziții mai clare ce reglementează examinarea persoanelor care intenționează obținerea atestării inițiale pentru conducătorii autotransport persoane sau transport marfă. Și pe măsură ce vor fi gata noi acte normative din setul agreat împreună cu fermierii și transportatorii, nu am nicio reținere să facem ședințe de guvern chiar la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare. ASF-ul a anunțat deja public că a găsit împreună cu transportatorii calea spre un nivel decent al RCA-ului la transportul de marfă. Va fi un preț sustenabil, inclusiv pentru micii transportatori cu 2-3 camioane care nu au posibilitățile firmelor cu flotele mari. În plus, se permite plata în rate a RCA-ului și posibilitatea suspendării poliței cât timp camionul este parcat pe o anumită perioadă din diverse motive. În final, vreau să mulțumesc ministrilor Agriculturii și Transportului, Florin Barbu și Sorin Grindeanu, pentru dialogul constant purtat cu fermierii și transportatorii, care de altfel va și continua.
domnul ministru Boloș, trebuie să reintrăm în acest format de dialog, fiindcă vreau să găsim soluții și pentru alte subiecte importante, precum restituirea parțială către operatorii de transport a accizei la carburanți. De altfel, domnul Boloș a fost prompt după ce a primit semnale la întâlnirea cu protestatarii privind problemele din vămi și a propus azi schimbarea conducerii autorității vamale române. Cu o persoană pe care am înțeles că și-o asumă și sunt ferm convins că săptămâna viitoare vom cere împreună conducerii noi conducerea a vămilor să vină cu rezolvări rapide la toate cerințele legitime ale fermierilor și transportatorilor. Vă mulțumesc! Declarațiile premierului Marcel Ciolacu, ce v-am prezentat și noi, se adoptă în ședința care începe acum.